Să lăudăm astăzi pe Domnul citind din cuvântul Lui, din Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 10 până la 21. Vindecarea unei femei gârbove. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: Sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi oul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Pilda grăuntelui de muștar și a aluatului. El a mai zis: cu ce se seamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. El a zis iarăși: cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată. Amin. Amin.